Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod de ePlay. Astăzi o să vorbim despre cel mai mare eveniment de gaming al iernii, Bucharest Gaming Week, și îl avem ca invitat pe Marius Radu, omul din spatele acestui eveniment. Te salut! Salut, Ovi! Pare bine de invitație. Mulțumesc! Plăcerea este de partea noastră. Te rog frumos să ne spui, în primul rând, 27-28 februarie? Ianuarie. Ianuarie, așa, da. E bine că... 27-28 ianuarie este main eventul. Da, așa cum ai spus, și cum reiesești din numele evenimentului, vorbim de o întreagă săptămână de evenimente și activități dedicate gamingului, în special gamingului românesc, a industriei de gaming din România. Bucharest Gaming Week se desfășoară de fapt pe 23 și 28 ianuarie, așa cum ți-am zis, este o întreagă săptămână. Iar sigur nu este februarie, nu? Sigur nu este februarie. Nu este februarie. Dar main eventul și atracțiile principale și publicul cred că așteaptă într-adevăr activitățile din main event de la Romexpo în 27-28 ianuarie, unde o să avem tot felul de cu turnee de profesioniști, turnee de amatori, youtuberi invitați. Marius, și așa mai departe. Avem? Avem și FIFA, știu că întreb special pentru fanii tăi. Întreb pentru fanii noștri. Fanii suntem noștri, pe un canal de sport, da. Fotbal, FIFA, de asta întreb. Așa este. O să avem și FIFA, nu o să avem un turneu profesionist, ca să zic așa. O să avem turnee organizate de expozanții și partenerii noștri care vor fi prezenți la eveniment. Ideea e să intrați pe pagina de Facebook sau pe pagina de eveniment a Bucharest Gaming Week și acolo o să vedeți toți partenerii care organizează turnee de FIFA, sunt listați acolo, mecanisme de înscriere și așa mai departe. Cu atât mai bine, pentru că dacă ar fi fost turnee pro, tu ca jucător de rând nu aveai cum să joci în ele, așa? Da. Ai oportunitatea să te afirmi. Da, așa am gândit și noi evenimentul. Clar că mi-aș dori și sper ca pe viitor să organizăm și turnee pentru jucătorii profesioniști de FIFA, dar momentan încercăm cumva să atragem un public cât mai mare, să oferim șansa cât mai multor oameni sau gamer să vină să se joace. Nu există o restricție de vârstă la FIFA, să știm foarte bine că toată lumea, oricine poate să joace FIFA până la urmă. Nu există o taxă de înscriere în afară de pur și simplu de bilet. Simplul bilet, care cred că are un preț modic, dacă nu mă înșel. Costă 35 de lei pentru ambele zile, înseamnă 3-4 sucuri printr-o terasă, probabil. Alte turnee în afară de FIFA, bănuiesc că deja premiile mari încep să fie League of Legends, Dota ceva? Pe Dota nu avem nimic, avem în schimb League of Legends, avem turneul național de League of Legends dedicat exclusiv echipelor din România. Am avut 256 de echipe înscrise, un record. Cred că nu s-a mai întâmplat în România să avem așa de multe echipe înscrise, nu știu, poate mă înșel, cel puțin nu pe League of Legends. Sunt 5.000 de euro premii. Deja avem finalistele, deja finalistele se pregătesc, deja le facem filme de prezentare, tricouri și așa mai departe, sperăm să facem un show interesant cu ei. După care avem finalele ESL Southeast Europe Championship, o competiție regională, și aici avem Counter-Strike, League of Legends și Hearthstone, premiile aici sunt de 11.000 de euro. Avem un premier, cred că, dacă nu mă înșel, este până în acest moment cel mai mare turneu de Players in All Battleground. PUBG, parcă nu? PUBG nu putea să lipsească, este jocul momentului. E o frenezie întreagă cu PUBG, toată lumea îl joacă, toată lumea vorbește despre el, toată lumea se uită la stream, toată lumea e cu ochii și cu, nu, tastele și mouse-ul în PUBG. Din câte știu, Marius, scuză-mă că te întrerup, o să fie și o mulțime de youtuberi faimoși, să zic, da, așa, acolo. Deci da, tu, ca fan, dacă vrei să-ți întâlnești youtuberul favorit, Bucharest Gaming Week așa e locul este, de unde nu trebuie să lipsești. Am încercat să aducem, mă rog, am încercat să aducem mai mulți, unii ne-au refuzat, alții n-au putut să vină. Asta este, ne-ar fi dorit, evident, să avem și mai mult timp pentru ei, avem numai două zile, suntem limitați și pe scenă și așa mai departe. Avem Creative Monkeys, poate sunt cei mai renumiți creatori de conținut pe gaming până la urmă, pentru că asta ne-a interesat în primul rând, să aducem
creatorii de conținut pe gaming în special, nu neapărat generalii youtuberi care fac vloggeri, te referi. Vloggeri. Fiind eveniment de gaming, v-ați gândit Bucarest Gaming Week, să mergem pe... Gameri de, youtuberi de gaming. Deci am zis de Creative Monkeys, o să vină și Colo, Ovi. O să vină Zeze Andrei, Epic Shorty, pe tine la final vreau să, să-ți fac așa un moment. Epic Shorty, Zeze Andrei am zis, Colo, nu știu, sunt mai mulți, îmi scap acum. Și evident, dacă tot m-ai invitat aici, să-ți ridic puțin mingea la fileu, o să ai și tu momentul tău, duminică va fi, deci pe 28 ianuarie, lumea poate să vină să interacționeze, să stea de vorbă cu tine. Poate să joace ceva împotriva mea pe scenă. De fapt, eu m-am gândit un mic spoiler acum, o să facem un 2 versus 2, o să avem și niște premii, o să fie un moment foarte frumos. Vă aștept acolo, 27-28 ianuarie, nu februarie. Trebuie să fiu foarte atent. Mai spune-mi, te rog frumos, am discutat despre weekend. Mai spune-mi, te rog frumos, ce se întâmplă în timpul săptămânii. Ai zis că nu va fi la locația respectivă, da, pur și simplu va fi undeva prin București. Avem, anumite... avem diferite locații în București. Ideea de, de Gaming Week a pornit tocmai în, gândindu-ne la faptul de a activa cât mai multe locații, cât mai multe arii din industria asta și din ce înseamnă gaming în România, pentru că, evident, nu înseamnă numai a te juca, ci înseamnă a și produce jocuri, a și crea personaje și tot felul de, de artă grafică pentru aceste jocuri, vorbim și de o industrie, nevoile industriei de gaming. De asta o să avem în zilele premergătoare main eventului de la Romexpo, în fiecare zi cel puțin o activitate în care să vorbim despre, despre ce înseamnă industria de gaming din România și menționez o chestie destul de interesantă pe care o facem în premieră. Am vorbit cu studiourile de gaming din România, care nu sunt puține, și împreună cu ei vom face o expoziție de concept art, practic oameni din spatele caracterelor, personajelor din jocurile din care sunt produse în România vor veni și își vor expune creațiile într-o galerie de artă. E un lucru deosebit, nu? Până acum eram obișnuit cu galerii de artă din orice altă arie, însă acum promovare facem ceva de gaming. Promovare totuși a gamingului românesc. Da, vor fi și discuții ale developerilor, ale studiilor de gaming din România. Încercăm cumva să unim dezvoltatorii de jocuri cu autoritățile și împreună să facă cumva să ajute această industrie care până la urmă e o industrie creativă și care până la urmă aduce undeva la 150 de milioane de dolari anual, zic eu puțin, pentru o țară ca România cu un potențial enorm în, în industrie, nu? Era momentul, e momentul în final să se implice și ei. Știu că avem și câteva invitații pentru voi. Da. Dacă poți ne spui tu, Marius, mai multe. Mecanismul este simplu. La filmarea acestui show, probabil pe Facebook, care va fi postată pe Facebook, oamenii trebuie să, să dea un like simplu și să tăguiască un prieten cu care vrea să vină la eveniment. Noi vom oferi 5 invitații duble. Deci dacă vom alege un câștigător, acesta poate să vină cu însoțit cu cineva și poate să intre la eveniment. Minunat, deci țineți minte, foarte, foarte simplu, like la acest clip pe Facebook, după aceea în comentariile de mai jos, tag unui prieten care, care vrea să vii la eveniment, chiar dacă el nu vrea să vină și vii cu alt prieten dacă ai câștigat invitația, nu e nominală? Nu. Deci nicio problemă. Deci o să avem cei mai faimoși youtuberi invitați, cele mai mari concursuri de League of Legends, PUBG. Da. Counter-Strike, Hearthstone. Counter-Strike, concurs de gaming fără Counter-Strike. O să avem și concursuri de FIFA, nu așa de mari, micuțe, dar destul de bune pentru voi, jucătorii casual, să vă afirmați pe scena gamingului. Am ratat ceva? Nu, o să avem o mulțime de alte standuri acolo, deci pe lângă cele două scene vor fi 10-11 companii, 11 parteneri care vor expune jocuri, vor organiza concursuri, tombole cu premii și așa mai departe. Vorbesc inclusiv de PlayStation, care o să vină cu simulatoare de curse, de exemplu, ca tot un sport este și ăsta până la urmă, dacă tot vorbeam de sport mai devreme. Sport mai greu decât pare, mi-aduc aminte. Da.
Că m-am urcat într-un astfel de simulator de Formula 1, te referi la mașina aceea de Formula 1? O să fie pur și simplu volan cu... Ok, mai bine. Mai bine, pentru că m-am urcat într-o mașină de Formula 1 cu hidraulice, cu toate nebuniile. Tocmai ce condusesem de la Craiova vreo 3 ore într-o mașină normală, conducând normal, 110-120 pe autostradă, și când m-am urcat în mașina de Formula 1 și a început să fac așa cu mine în curbe, după un minut de circuit am zis mersi frumos, am ridicat mâna, m-am ridicat, nu e de mine, nu sunt cursele astea de mine. Mă rezum la FIFA. Ceva mai simplu de atât. Super. Încă o dată avem 5 invitații duble. Da. Like la acest clip, tag unui prieten în comentariile de mai jos, 27-28 ianuarie. Marius, spre sfârșit, dacă mai vrei să mai adaugi ceva? Nu vreau să adaug decât că vă așteptăm la eveniment. Îl facem în principal pentru public, de asta sunt și prețurile așa de mici. Nu vrem decât să vină publicul acolo, pentru că sunt sigur că o să aibă de jucat și de câștigat premii și de făcut 2 zile full. Super, de la turnee l-ați întâlnit cei mai preferații, hai să zic așa, preferații youtuberi, la a vedea cum sunt făcute anumite jocuri. Da, așa ai spus, să cunoști și persoanele din spatele personajelor. O grămadă de activități promite acest eveniment, Bucharest Gaming Week. Îți mulțumesc frumos, Marius, pentru că mi-ai acceptat invitația. Cam atât pentru astăzi, ne vedem la episodul următor.